Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Vreau să vă arăt astăzi gentuțele mele cu care lucrez. Asta este geanta, rucsacul de fapt, pentru intervenții, compatibil cu pack-out. Mă ajută extrem de tare, în special când am de cărat multe scule, le pun pe pack-out, ăsta le iau la spate. Dar în principiu, tot ce înseamnă intervenții, doar cu rucsacul ăsta mă descurc fără probleme. O să vă arăt acum ce am în rucsacul ăsta și în filmulețul următor o să vă arăt și ce am în geanta pentru echipat tablouri. Geanta asta o folosesc doar când merg să echipez tablouri. Este, fiind o geantă textilă, este pretențioasă la praf, la mizerie. Și o chestie care nu-mi place la geanta asta este că atunci când deschizi astea, se deschide până jos. Și în momentul când se deschide, aici se face foarte urâtă. Și chestia asta nu-mi place. Eu aș fi oftat, sincer, pentru niște opritoare, ca în momentul când se deschide, să fie aici niște chestii care să o facă să nu se deschidă până jos. Dar am să o duc la un croitor, ceva să-mi pună așa ceva pentru ea, pentru că mă deranjează foarte tare că se face toată albă. Dar lăsând asta la o parte, hai să vedem ce avem în rucsac. Așa. Începem cu exteriorul. Mânerele sunt foarte faine, foarte rezistente. Aici avem banda. În principiu folosesc asta să marchez conductorii de protecție, asta pentru marcarea fazelor și asta pentru marcarea nulurilor. Iar pe cea albă de obicei pun când trebuie să scriu ceva pe ea. Deci doar la marcat sau la tras cabluri prin cuburi, doar la asta se folosește bandă, în rest la legături doar cleme. Hai să vedem ce avem aici în față. Așa, se vede. Bun. Și avem felul următor. Avem un set de șurubelnițe care vi l-am arătat în filmulețul anterior. Au niște vârfuri super, super rezistente și un mâner foarte confortabil. Deci avem un set de șurubelnițe. Aici avem nelipsita cheie pentru tablouri, care trebuie să o aibă oricine obligatoriu. Foarte interesantă. Tot de la Viha. Cam tot ce o să vedeți în rucsacul ăsta le găsiți la Sesto pe site. Ok. Cea mai importantă piesă a echipamentului este duspolul ăsta. E foarte, foarte fain. Hai să-i dăm un... Cam așa arată. Ok, deci e super fain, super bun, extrem de rezistent și cu el poți să-ți faci majoritatea operațiunilor la orice intervenție rapidă. Ok, îl punem la loc. Orice ai face, ai nevoie de fașete pentru legarea cablurilor. O lanternă de urgență, în cazul în care lanterna principală rămâne fără baterie. E foarte interesantă, magnetică, are lumină UV, stai să văd cum se vede pe cameră. Are lumină UV și lumină normală în două trepte, e foarte interesantă. Asta e pentru situații de urgență. Ok. Avem două testere non-contact. Ăsta detectează, cred că de la 12 volți, da, de la 12 la 1000 de volți. Ok, 50-60 de herți. Iar acesta detectează de la, să știu că este de la 90 la 1000 de volți. Nu dau seama exact dacă scrie pe el. Este IP67.
când este pe roșu, detectează, uitați, se vede aici, 90-1000 de volți și dacă îl dau pe low, detectează de la 24 la 1000 de volți. Da, ok, foarte utile testările non-contact. Aici mai avem Alu Plus, obligatoriu la intervenții să ai Alu Plus pentru clemele Vago. Aici avem câteva marcare. Și cam asta este în partea din față. Hai să trecem în buzunarul principal. Aici nu este nimic. Aici am mânuși. Două perechi, o pereche mai murdară, o pereche nouă întotdeauna de rezervă. Foarte important, echipamentul de protecție. Hai să vedem ce este la interior. Și avem în felul următor. În buzunarul de aici de sus este plin cu cleme Vago. Niciun electrician nu are voie să meargă la o intervenție și să n-aibă toate tipurile de cleme Vago și Alu Plus. Pentru că majoritatea sunt la instalații de aluminiu. Avem un sfic mic, clasic, simplu, cu care tăiem sârme, chestii din metal. Avem un clește pentru tăiat cablu, doar cablu, atenție, cu ăsta nu se taie sârmă. Doar cupru, plastic și aluminiu, atât. Izolat la 1000 de volți, obligatoriu izolate și avizate VDE, un patent clasic, simplu. Cele mai importante piese cu care se lucrează cel mai mult sunt patenții cu cioc, deoarece trebuie să intri în diferite locuri strâmte, prin tablouri, prin doze și așa mai departe. Unul cu cioc drept, unul cu cioc îndoit. Ok, avem foarfeca. Cel mai des asta o folosesc să tai plastic și mai ales la cablurile pamblică. Le poți tăia pe lungime cu mare atenție. Cu foarfeca ai mult mai multă dexteritate decât cu un cuțit sau un cutter. Aici avem jucăria asta pentru belit cabluri mai groase, de la 4 la 28 de milimetri, scrie pe ea. Ok. Aici avem o șurubelniță mecanică, dacă se observă am și bubuit-o nițel. Bine, sparg beton cu ea, în combinație cu ciocanul, ăsta nu-l mai scot că-l bag cam greu la loc. Întotdeauna trebuie să ai ceva cu care să spargi, prin gips, prin glet, să cauți după cabluri. Asta de multe ori folosesc pentru marcaj sau să găuresc rigips și să bag melci. E foarte bună sula asta. Nu mai știu de unde am, cred că la Horbach se găsesc astea. Asta e decablatorul meu preferat de la Knipex, care de fapt e Giocari. Aici desfaci NIMJ, NYY. Aici cabluri mai subțiri la capătul ăsta. Are cuțit pentru tăiat pe lungime, e foarte bun. Are lame pentru desfăcut de la 0,2, 0,3, 0,8, 1,5, 2,5 și 4 mm. Foarte util și foarte rezistent, mie îmi place foarte tare, preferatul meu, deși mai am unul de la Haupa. O brichetă. Asta este foarte bună. În momentul când ai cablu pamblică de aluminiu, dacă vrei să-l dezizolezi, nu o să poți, întotdeauna se rupe aluminiu. Trebuie încălzit și apoi dezizolat. Foarte important de menționat chestia asta. Ok. Mai departe avem un cutter.
Întotdeauna trebuie să ai un cutter la tine, dar atenție să nu-ți tai degetele, vă spun din experiență, nu sunt jucării. Cel mai tare clește din lume, engineerul, cred că mai am comand vreo două, deci am primit cadou de la Ștefan, pe calea asta îi și mulțumesc. Taie super bine, îl am cam de un an și poți să tai și fire de păr cu el. Ideea e să ai grijă de el, doar cupru și aluminiu, atât tai cu el. Aici avem o rangă de la Milwaukee, e super interesantă, cu asta mai smulg tablourile vechi de prin pereți, e foarte utilă, e puțin muncită, dar trebuie să ai așa ceva la tine întotdeauna. Am renunțat la sertizorul acela de la Viha, sertizoarele de fapt, în favoarea patentului pentru pini. Vă spun și de ce. Alea sunt greoaie, la intervenții nu o să stai să pui 20, 30, 50, 100 de pini și un patent este mult mai îndemânatic când ai depus 2-3 pini. Adică nu are rost să cari un sertizor după tine când poți folosi un patent. Plus de asta am avut situații când am fost nevoit să pun pin pe cablu sub tensiune în anumite situații. Și e bine să ai așa ceva la tine obligatoriu până la 16 mm pentru pus pin. Ok, avem un papagal, tot de la Viha. Nu știi niciodată când ai nevoie de unul. Te întâlnești cu vreun șurub, ceva, e bine să ai la tine așa ceva, sau trebuie să ții de o chestie sau mai știu ce. Avem lanterna cu multe funcții, foarte puternică, deci nu vă vine să credeți cât de rezistentă este lanterna asta. Cred că este, are baterie de 2,1 amperi. Ia uitați ce baterie are. Cred că e IP65, care are garnituri peste tot, sau IP66. Oricum super tare. Cei de la Milwaukee au cele mai tari baterii. Asta este modificată pentru mărimea capului meu. În mod normal asta este lanternă pentru cască, dar e foarte puternică și eu am modificat-o să o țin pe cap. E extrem de importantă lanterna, niciodată nu trebuie să am o intervenție fără lanternă. Ăsta este încărcătorul pentru lanterna, tot de la Milwaukee. O să vă arăt imediat și cum funcționează. Chiar mi s-a încărcat acum bateria. Mereu am o baterie din asta în geantă. Iar în momentul când se descarcă lanterna, ea pe intensitate maximă mă ține 2 ore și când o conectez la încărcător se încarcă în 20 de minute. Deci dacă folosesc lanterna la o intervenție, undeva la 2-3 ore, că nu trebuie neapărat să o țin pe intensitate maximă, o pun la încărcat și până ajung la următoarea intervenție este încărcată full și o pot folosi mai departe. Deși chiar mă bate gândul să mai cumpăr una, pentru că este senzațional de bună, chiar dacă este scumpă. Și întotdeauna, când pleci de acasă, încărcat totul, pregătit de lucru, pentru că asta înseamnă profesionalism. Pentru cei ce nu știu, ca un meseriaș când vine să-și facă treaba, să fie pregătit pentru orice. Conductor 2,5, întotdeauna o să ai nevoie de așa ceva. Chiar dacă îți trebuie de 1,5, mai bine să fie mai mare decât mai mic. Dacă ne trebuie mai mare, 4, 6, 10, este la mașină. Dar întotdeauna așa ceva trebuie să ai la tine. Și pini. Nu pleci fără pini. Ok, hai să vedem ce mai avem.
Cred că asta e ultima piesă. Bolobocu. Prizele întrerupătoare trebuie puse întotdeauna cu bolobocu. Tablou și așa mai departe. Cam ăsta este rucsacul meu pentru intervenții rapide. Adică a sunat omul, ai luat rucsacul, te duci, constați care este problema. Dacă e o chestie simplă, o poți rezolva, ai cu ce. Dacă sunt chestii mai complexe, tot echipamentul este în mașină. Întotdeauna când mergi la o lucrare, nu trebuie să existe situație în care să fii pus să nu ai la tine absolut orice ai putea avea nevoie. Fără improvizații, fără chestii făcute să țină de azi până mâine. Cea mai bună variantă, aceea se face. Și cam asta a fost prezentarea cu rucsacul pentru intervenții. Sper că v-a plăcut. Îl găsiți la Milwaukee, peste tot, la toți distribuitorii autorizați. Cred că e vreo 600-700 de lei, nu știu. E super bun, are destule buzunare, este extrem de rezistent, compatibil cu Packout. Îl știți, vi l-a prezentat și Ștefan de atâtea ori. Dar credeți-mă, jucăria merită banii. Cam asta cu filmulețul pe astăzi. O să urmeze probabil mâine sau nu știu când o să am timp să filmez și geanta pentru echipare de tablouri. Dar până una alta, ne vedem la filmulețul următor.